Nicușor Dan s-a spălat pe mâini de problema pasajului Unirii. Edilul Capitalei spune că doar primăria sectorului 4 este administratorul drumului. Și mai are cineva o vină din punctul de vedere al lui Dan, și anume Inspectoratul de Stat în Construcții. Este o chestiune care ține exclusiv de primăria sectorului 4, da? Care, așa cum ați spus, a preluat de la administrația străzilor întreaga lucrare și cea trecută pentru pasaj și cea viitoare pentru planșeu. Asta este... E o chestiune pe care o să o lămurească autoritățile. Din punctul meu de vedere, din nou, e o chestiune pe care, foarte serioasă, pe care o spun de, cred că, de 15 ani. Avem o problemă la Inspectoratul de Stat în Construcții. Pentru că oriunde în lumea asta, construirea e o chestiune de securitate națională. Da? Și această instituție nu funcționează. Noi avem niște mecanisme administrative care teoretic sunt conforme cu tot ce se întâmplă în lumea asta, în sensul că există verificatori de proiecte, există instituții care verifică. Pentru noi, vorbesc acum administrația străzilor, pentru noi trebuie doar să facem un caiet de sarcini care să, sau o documentație de atribuire care să prevadă o anumită expertiză, experiență similară a firmelor care vor realiza lucrările, și mai departe este treaba acestora să aibă specialiștii cu drept de semnătură care să ateste rezistență și tot ce înseamnă construire, și autorităților de control de a verifica. A fost o hotărâre de Consiliu prin care s-a predat pasajul către Primăria Sectorului 4. Primăria Sectorului 4 a emis autorizația și pentru autorizația respectivă a emis de asemenea certificatul de urbanism. În certificatul de urbanism a specificat care sunt avizele pe care trebuie să le obțină. De la Primăria Capitalei nu există un astfel de aviz.